Astăzi testăm toate nebunile de pe TikTok să vedem dacă sunt pe bune sau sunt vrăjeală. Băi și fete, bine m-am găsit la un nou videoclip în care testăm toate chestiile astea, pentru că băiatul vostru Adisu este un mare conspiraționist, ca să zic așa, cu chestiile astea de pe TikTok cu Minecraft, așa că fără doar și poate, pregătiți-vă scăunelul acolo, luați-vă popcornul și haideți să începe treaba, pentru că avem câteva clipuri foarte interesante de văzut. Dă like chiar acum și o să ai 10 ani de noroc în Minecraft să găsești și tu asemenea cave-uri. Dă like chiar acum. Fraților, dați și voi follow pe TikTok, dați-mi tag dacă găsiți chestii cu TikTok, ăsta e singurul meu cont de TikTok, ăsta este efectiv contul meu, intrați aici, dați-mi follow și na, hai să vedem, pentru că voi mi-ați dat tag în chestiile astea de aici, putem, cred că pot să văd și comentariul dacă dau scrollez, dar nu mai găsesc aici. Avem primul TikTok la care reacționăm astăzi, ia să-l vedem pe ăsta, cu Tick Freeze. Bă, am văzut chestia asta, bă, deci chestia asta am văzut-o, frate. Este în noul snapshot din Minecraft treaba asta, ești nebun? Pentru Minecraft 1.21 e chestia asta. Ia mă, deci ăsta face aici, deci practic poți să pui pauză în joc. Hai să vedem și noi dacă puteți face chestia asta pe Minecraft. Din câte vedeți, suntem pe o lume obișnuită de Minecraft, din snapshot-ul 23W44A, adică snapshot-ul pentru 1.21. Și hai să vedem, deci avem aici chestia asta, Tick Freeze. Oh my god! Yo, uitați-vă la porcușorul ăsta că l-am prins mergând așa în aer. Bă, ce tare chestia asta. Asta o să folosesc foarte, foarte mult, de exemplu, la thumbnail-uri. Tick Freeze 1, cred. Tick Freeze, Unfreeze. Stai, Unfreeze 1 sau Unfreeze, simplu. Tick Rate 1, cred. A, da, că uite acum aștept. A, și eu mă mișc foarte lent, ia uite. Holy! Ne mișcăm cu cetinitorul, fraților. Lol, și chat-ul se deschide foarte greu, gen. Și cred că 20 default-ul. Da, 20 default-ul. Dar dacă vrem, putem să facem 200. Și uite cât de repede se mișcă porcul. Bă, vine înapoi. Ia, oh. Bă, și ce vreau să văd? Holy moly. Deci avem ăsta, da? Avem ticurile astea. Phantom. Ia, două secunde. Time set night. Stai, effect, give Aron pe night vision. Așa. Deci avem night vision, ok? Ia, hai să punem, să punem niște phantom-uri din astea pe aici. Deci avem niște phantom-uri, da? Hai să mă dau pe survival, ia. Bă! Ia. Oh my god. Doamne ferește, mă. Ați văzut cât de repede m-a omorât? Doamne, iartă-mă. Deci ați văzut cât de repede m-au urât. Lol, cât de troll, dude. Deci cât de troll poate să fie chestia asta, bro. Da? Le-am pus asta aici. De, din nou, ne dăm pe survival, ia. Oh my god. Doamne, maica domnului. Bă, băiatule. Și uite, acum trece foarte, foarte repede noaptea, vedeți? Uite, se mișcă numai repede toată lumea. Tare. Foarte, foarte tare chestia asta, mi se pare foarte interesantă chestia asta. Și bineînțeles, poți să pui, să dai freeze din câte am văzut. Ia, freeze. Practic pui pauză, da? Și dacă ne schimbăm pe creative și luăm un arc, cum am folosit tipul ăla în video, ia. Deci luăm un arc. Să zicem că asta e ținta noastră, da? Yo. Lol, cât de tare e chestia asta, dude. Ia. Și acum, vedeți săgețile astea cum au rămas în aer. Și acum dacă dăm unfreeze. Unfreeze. Wow, cât de... Astea, bă, e șmecheră rău chestia asta. Chiar e șmecheră. Ce are, bă, ăla? What the fuck? Ia, mâncavaș gurii cica voastră. Ia să vedem aici. Deci, face un creeper din... Că știu asta. Deci creeper-ul ăla îl bagă înăuntru acolo, da, să explodeze cu scheletonii ăia și după aceea să le ia capetele. Băi, fraților, chestia asta am mai testat-o de atâtea ori și toată lumea știe, sau cel puțin ar trebui să știți. Bă, oricum, fraților, vreau să vă zic o chestie. Bă, deci primesc niște taguri pe TikTok în toate prostiile posibile. Dă-i tag asta la a treia persoană și îți datorează 1.000.000 de euro. Cel mai mare prostim de staguri. Și de-aia clipurile astea cu Minecraft în care testăm chestii de pe TikTok apar greu, pentru că eu trebuie să intru prin toate tagurile alea care voi îmi da stag în
a treia persoană îți datorează o șaorma și gen se face că eu sunt a treia persoană care le apare lor acolo. Dude, nu mai dat staguri în prostiile alea, că sunt niște prostii, efectiv. Și ăla care face genul ăla de video, gen, profită de pe urma voastră, dar mă rog. Wither... Wither... Skeleton... Bă, cine, bă? Băi, frate, nu știu să scriu Wither. Așa. Deci, Wither Skeletonul. Hai că sunteți unii pe astea, dacă e. Hai, Wither Skeletonul, le bagă-te înăuntru acolo. Deci, Wither Skeletonul, da? Stai două secunde. Flint and Steel. Summon. Charge. A, nu pot să fac un Charge Creeper, mă, frate. Creeper. Ba, uite că putem, fiți antenă. Hop, Charge Creeper-ul, uite cum l-am spawnat. Băgăm acolo, îi dăm foc și fiți antenă, bum! Explodează bărbatul și dropează căpuțul. Din câte vedeți, a dropat doar un singur din ăla, nu dropează la toți capul ăsta de Wither Skeleton. Deci, asta ca să știți și voi, dacă cumva vreți să mai testați chestia asta, dacă vreți să mai testați chestia asta, să știți că nu pică la toți, efectiv, știi? Uite, mai dropează așa unul din, să zicem, din 5 și unul singur dropează, să zicem, știi? Asta așa ca idee. Oricum, e rată mult mai mare de dropping cu ăștia cu Charge Creeper-ii, dar, nu știu, parcă nu merită să te chinui atâta să faci treaba asta, sincer. Ia mă să vedem pe ăsta ce zice. Power. This is how you can... Opa, stai două să dă și noi puțin mai încet, ia. Find the stronghold with the power of maths. Cum poți să găsești stronghold-ul cu puterea matematicii? Mamă. You've got to throw an eye of Ender. Deci arunci un ochi de Ender. Now look at the coordinates. Te uiți la coordonatele alea. Ăla-i primul unghi. 40 blocks in any direction. Throw another eye of Ender and look at it again. That's our second angle. Ok, al doilea unghi. Deci trebuie să uitați la unghiurile astea. Now we can know the third angle's value by the difference between the... Și al treilea unghi de acolo este diferența dintre astea două. Ok. Now we know this angle and the blocks between the first two angles, we can use this formula to calculate the distance. Mamă, formula cu tangentă, cu din alea, Doamne Dumnezeule. Băi, fraților, nu o faceți cum face, cum vă zice băiatul ăsta, vă zic eu cum faceți. Doamne ferește-mă, cu tangente, cu din alea, bă, sunt convins, funcționează. Dacă vreți să învățați chestiile astea, învățați-le. Sunt folositoare în Minecraft? Nu prea. Deci, mamă, ăștia cu tangentă calculează să mă bată data, fiți antenă. Aruncați ochiul, îl vedeți în ce direcție se duce, da? 57. Deci la 57 s-a dus, 50, hai 50 și stai să dau din nou. Stai să dau din nou, să punem pe centru, 57, da? Ăsta zice să mergi 40 de blocuri în direcția asta. Opa. Stai două secunde, uite aici, 40 de blocuri. Să mai dai una, da? Mai dai un din ăsta. E irrelevant, dude, că e același unghi, nu știu, e o prostie. Bă, vă zic eu cum faceți. Dați cu Ender Pearl-ul, da? Vedeți în direcția aia, vă duci în direcția asta, da? Voi duceți-vă mult așa spre diagonală. Mergeți așa, nu mergeți direct pe diagonală, fix în direcția aia. Mergeți relativ să creați un fel de triunghi în partea asta. Vă explic eu matematica vieții, da? Și mai dați încă o dată și vedeți, la un moment dat când vă uitați drept, ăsta o să se îndrepte, știi? Sau puteți să mergeți chiar și în partea aia, uite, hai să mergem în partea asta, așa. Merg în partea asta până mi se îndreaptă mie ăla, cum se numește, Eye of Ender, uite, vezi? Stai. S-a îndreptat? Nu prea. Lasă că mai mergem. Nu e problemă. Mergem până descoperim și până ne dăm seama exact. Dar ca idee, bă, astea sunt complicate, mă, frate. E complicat să faci chestia asta. Trebuie să mergi foarte multe blocuri. Adică, mă rog, cu ce era video-ul ăla de pe TikTok. E complicat. Eu nu v-aș recomanda să faceți chestia asta. Mai bine învățați să găsiți, să vă jucați mai mult și să găsiți stronghold-ul, dacă chiar vă interesează să găsiți atât de mult stronghold-ul. Bun, hai să vedem următoarea chestie. Deci asta e greu, în puii mei. Nu mai lăsăm acolo. Ia să vedem. L-au găsit. Pe cine l-au găsit? Ia, cine mi-a dat tag în ăsta aici? Da, nu mi-a dat... Uite, piticul mi-a dat tag. Ok, piticule, ia să vedem. Mamă, ce munte mișto ești, nebun. Ok. Wow! Mamă, nu pot să cred cu mine înăuntru acolo. Deci ăsta e Sidu. Dar de ce sunt alea trecute peste? A, ne arată coordonatele, ok. De Sidu e ăsta de aici. Și coordonatele sunt alea de acolo. Ia să vedem. Ăsta e seed-ul pentru curioși, suntem pe ultima versiune de Minecraft, dăm create și hai să vedem.
Hai să vedem, fraților, că ar trebui să funcționeze, zic eu. Ce am văzut în comentarii, că m-am uitat prin comentarii pe acolo, ziceau că merge și pe Bedrock și pe Java Edition. Deci ar trebui să fie un seed din ăla pe care poți să-l faci și pe Java și pe Bedrock. Bă, din câte văd, suntem relativ ok. Pentru că ne-a spawnat într-un Mesa Biome din ăsta, vedeți? Mă rog, Badlands se numește acum, dar trecem peste. Wow! Bro! What? Bro! Yo, cât de tare e! Țineți cont că ăsta e spawnul, gen. Ok, nu al munte acolo. Bă! Cât de tare! Uite, ai și un sat aici. Dacă vă interesează, aveți și un sat fix la spawn. Ok. Și trebuie să mergem la coordonatele 200 și ceva cu minus 200. Deci în direcția asta. Ăsta ar trebui să fie muntele ăla, mă? Ăsta ar trebui să fie muntele? Ia, stai să vedem. Da, ăsta teoretic ar trebui să fie muntele, nu? Da, ăsta e. Wow, dude. Bă, frate, tu dai seama cum e seed-ul ăsta? Ia, uite-te și tu, dude, cum se vede. Holy. Și oricum e foarte mult gol că e Mesa, știi? Mama mea, what the fuck. Bă, băiatule, cât de tare. Bă, e tare rău. LOL. Băi, genial, uite, ai și un mineshaft aici. Genial. Wow, și ai și un ăsta zi. Un lush cave. Și cu un ăsta zi. E și un ancient city? Nu e ancient city. Ai un spawner acolo dacă te interesează. LOL. Bă, dude, ăsta e chiar foarte tare. Ăsta e... Fai de capul meu. Cât de tare poate să fie chestia asta, dude. Wow, leo, uite și aici, uite. Wow. Wow, wow, wow. Efectiv. Uite și o junglă acolo, genial, bă. Genial rău de tot. Prea tare chestia asta. Din nou, seed-ul, dacă nu l-ați văzut bine, luați-l din nou aici, puneți pauză, copiați seed-ul ăsta și jucați-vă. Prea tare, ci că e și pe Bedrock. Ci că funcționează și pe Bedrock Edition. Nu doar pentru Java. Și dacă tot suntem la astea cu seed-uri, ia să le vedem și pe astea, să vedem seed-urile astea cum sunt. Cele mai tare seed-uri Minecraft 1.20. Ăla s-a aruncat și a picat în backrooms, vedeți? La alergă monstru ăla din backrooms. Tare. Ok. Ice spikes. Ok, ăsta e seed-ul. Interesant, interesant. Ia următorul cum e. Ok. Ok, tare. Tare și ăsta, tare, nu pot să zic nu. Chiar e foarte tare. Yo, uite-l pe ăsta. Hai să-l vedem pe ăsta, fraților. Îl testăm pe ăsta. Eu zic că ăsta e cel mai mișto. Frații mei, ăsta e seed-ul. Dăm create. Dăm aici create să creăm lumea. Și ia să vedem. Teoretic asta ar trebui să fie lumea chică. N-am văzut nicio coordonată, să zic, acolo cu satul ăla. Dar e ciudat, frate. Întotdeauna genul ăsta de clipuri nu-ți lasă în comentarii, bă, frate. Nu-ți lasă nimic în comentarii să... Să vezi, uite. Coordonate pentru al doilea, pentru ultimul seed. Ia, coordonate pentru ăsta. Care e de la... Uite, și ăștia zic în comentarii. Uite, vezi, nu scriu coordonatele, dude. Deci oamenii mei nu scriu coordonatele. Deci ei pun seed-ul, dar nu scriu coordonatele. Ia să intrăm noi pe joc din nou. Și să vedem aici. Locate village, locate structure village plains. Era un village de la de plains. 2000 de blocuri, mamă, cel mai apropiat, ești nebun la cap. Da, nu e. Nu e asta. Killer on, bă, ia să vedem. Nu e, uite. Bă, ce mă enervează, bă, frate, ăștia care fac genul ăsta de clipuri. Bă, și nu zic și ei, mă, acolo, mă, frate. Care sunt, bă, coordonatele, băi, de la sat, știi? Așa numai stăteam noi aici să ne uităm pe TikTok și să cerem un comentariu, dar uite, Doamne ferește, mă. Coronate pentru al doilea. Ta, nu o scrie, mă, frate, nu scrie. Uite, vezi și asta întreabă, care sunt coordonate de la village? No, nu-ți arată. Deci,
Prin urmare, din moment ce nu arată, înseamnă că e vrăjeală, nu putem să-l considerăm că e pe bune. El poate e pe bune, poate chiar există, stai, locate, biome, cherry grove, ia să vedem. Teoretic era din ăla de cherry grove, nu? Ia. Uite un pillager outpost. Ha, mă, fii aici, te rog eu. Nu e aici. Da, nu e. Îmi pare rău, băi și fete, deci ăsta, din păcate, este vrăjelinio. V-am spus, e posibil să fie pe bune, doar că nu ți arată, frate, nu zice coordonatele. Dacă nu, noi ne spawnăm și nu vedem chestia care a apărut în video, înseamnă că e vrăjeală pentru noi, părerea mea. Haideți, fraților, că aparent vedem cel mai tare CD din 2023. Ia să-l vedem, eu l-am și copiat aici, uitați-vă, ăsta este seed-ul. Îl copiem. Yo, 5 blacksmith-uri! Ok, ăștia, uite, întreabă pentru Java sau Bedrock și ăștia zice la, pentru ambele. Ok, deci teoretic ar fi pe ambele chestia asta. Hai să vedem. Deci, seed-ul este ăsta pe care l-am luat din video. L-am pus aici, dăm create world. Știi că ar trebui să fie la spawn? Ar trebui să fie la spawn, mă gândesc. Hai să vedem. Să vedem dacă și ăsta e pe bune sau dacă și ăsta e vrăjeală. Eu tind să cred că ăsta e pe bune, nu știu, ceva... Instinctul meu de Minecraftier îmi spune că e pe bune. Din câte văd, uite, gen seamănă foarte mult cu spawn-ul. Doar că nu avem satul ăla aici. Nu avem chestia aia aici. Vedeți? Vedeți fiți antenă. Hai să ne uităm din nou pe TikTok. Deci uitați-vă puțin aici. Vedeți cum se vede? Da? Deci vedeți cum se vede aici? Uitați-vă pe TikTok cum se vede. Deci e, spawn-ul este la fel. Deci spawn-ul este la fel. Uite, e și un pumpkin acolo foarte, foarte micuț, parcă se vede. Dar spawn-ul este asemănător. Posibil din cauza faptului că noi jucăm pe Java și ăsta e pe Bedrock? Posibil. Posibil să fie diferență, nu știu dacă e. Testați-l voi pe Bedrock. Seed, uite, testați-l voi pe Bedrock. Dar uite, aici nu este chestia aia în mijloc. Într-adevăr, este un lac din ăsta foarte, foarte mare. Este un lac mare cu o grămadă chestii pe aici prinăuntru. Sunt convins că găsiți aici diamante cu nemiluita, ia uite-l. Un diamant, așa, la simplă strigare. 3 diamante acolo, 4 diamante, 5, 6 diamante. Așa, la o simplă strigare. Și ia să vedem satul ăsta, că era un sat pe undeva pe... A, uite. Ăsta ar fi trebuit să aibă fierar, dar uite că nu are. S-a generat de data asta fără fierar. Și uite, parcă văzusem în video ăla, parcă văzusem și eu din asta. Un din ăsta nebun. Cu Fortune, nice. Death Strider. Wow, păi e perfect pentru ce avem noi aici. Că gen, poți să pui papucii ăștia și când intri în apă, știi să înnozi mai repede, să mergi mai repede prin apă. Pă bune, chiar e tare. Uite, de-asta de ametist, foarte multe din astea geoduri de ametist. Uite, una, două. Din ce am văzut așa, la simplă strigare. Două din astea, trei, să zicem că e foarte aproape și asta, uite, patru acolo, patru din astea, foarte, uite, na, deși, nu, cinci. Cinci ametist dioduri din alea, geoduri, nu dioduri. Tare oricum și zona de făcut casă și toate chestiile, mi se pare chiar foarte tare. Foarte interesant, hai să mergem la următorul. Ia mă să vedem șansa, una la 6 catraliarde, ia să vedem. Deci ce face asta? Sparge diamantele. Zice diamante. Ok, Ganic o să încearcă seed-ul. Ia, că deja copiem seed-ul de aici. E bun? Thanks. Ah, ok. Deci ăsta este seed-ul. Ia, 10 diamante. Cât e ea? Cică 10 diamante. Ok, actually nice. 10 diamante, chiar-s bune. Și mai sparge el puțin acolo. Țâc, țâc, țâc. Și ce face? Ce găsește? Ia, stai că dau. Ah, wow, găsește stronghold-ul. Și nu spune că e de la full. Yo! Ce tare ești, nebun. Zice și coordonatele? A, uite, versiune Bedrock, ok. Ok, deci este pe Bedrock asta. Dar hai să testăm și pe Java, să vedem dacă pe Java funcționează. Deci ăsta este seed-ul și coordonatele sunt alea. Ok, hai să mergem să vedem. Luați de aici seed-ul, luați-l cu pâine, băieți și fete, luați-l cu pâine, creative. Hai să vedem, care erau coordonatele din nou? Coordonatele 344-32. Ok. Hai că e simplu. Hai că e simplu. Deci ne-am spawnat acilea, da? Bun, perfect.
Coordonatele, bun, nu suntem aproape de nimica. TP arond P 344. Nu, hai să punem prima dată 335 minus 27 1270. Ia să vedem. Deci suntem aici. Și teoretic pe lângă noi ar fi trebuit să fie și Stronghold-ul, dar nu-i nimica pe lângă noi. Deci pe Java, băi și fete, pe Java nu încercați că nu vă duce nicăieri seed-ul ăsta pe care l-am pus și noi. Deci seed-ul ăsta nu vă duce nicăieri. Bun, bine de știut, ca să nu vă încercați norocul să ziceți că bă, m-am luat până norocitul ăla de Gani și nu merge. Vă recomand să intrați pe Bedrock Edition, cum suntem noi acum, dăm Create World, dăm Create New World. Mamă, cum e Bedrock, cum mâncava și gurița voastră de youtuberi. De mare angajament. Punem ăsta aici. Hai să vedem și coordonatele, că aici trebuie să-ți activezi coordonatele dintr-o comandă. E incredibil Bedrock Edition, nu? Nu știu, mi se pare Bedrock-ul foarte ciudat, cu multe chestii. Mi se par multe chestii ciudate la Bedrock, dar ăsta sunt doar eu, care probabil sunt mai ciudățel așa de fel. Pam, 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 pam. Da, sunt. Chiar sunt. Așa. Hai să vedem, deci se generează harta, se spawnează, se nu știu ce, bun. Ia, deci deci din câte vedeți ne-a spawnat practic more or less cam în același loc. Da. Game game mode spectator, că acum avem spectator și pe Bedrock Edition, super cum îmi place mie. TP arond P 355 minus 27 1270. Hopa! Hopa, ia vezi că pe Bedrock e altă mâncare de pește. Deci pe Bedrock, din câte vedeți, ăsta este făcut deja. Game mode creative. Deci din câte vedeți pe Bedrock, ăsta e deja făcut, nebunul. Posibil pe undeva pe aici să fie și diamantele. 335, nu știu de ce sunt la 55. Am pus eu 55, trebuie 35, puiul meu. Ia, 35. 35. Da, uite diamantele. Stai, să nu știu, o torță. Că după aceea ziceți că nu văd, bă, nu văd. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diamante într-un singur loc. Nice. Și puțin mai încolo, uite, este ăsta de, cum se numește, este portalul spre end. Este făcut full, frate, direct din sit. Adică tu nu trebuie să mai te duci să faci absolut nimic ca să bați dragonul. Pur și simplu să intri în chestia asta să bați dragonul. Dude, cât de tare e chestia asta, nu știu, mi se pare foarte tare. Și aveți și 10 diamante acolo. Adică e chiar Caterinca rău de tot. Mi se pare Caterinca rău de tot chestia asta. Jmecher, jmecher. Uite, mă bucur că funcționează, ești nebun. Ia să vedem și video-ul ăsta. Mi se pare că e genul ăla de videoclip fake. Ia. A, deja le-are pregătite pe toate. Piștao. Da, e vrăjeală asta, băi, face-l o șmecherie pe acolo, pune el sticky piston-uri, pune el cu end rod-uri, cu slime block-uri, cu uși, cu din astea, cu nebunii din alea, cu vrăjele, cu chestii trestii, da, am auzit de voi. Da, uite, e vrăjeală, nu încercați că nu o să se întâmple niciodată chestia asta, că vă pierdeți timpul, vă zic de pe acum, nu încercați chestiile astea că vă pierdeți timpul cu prostiile astea că nu funcționează și nu vor funcționa niciodată. Dacă ar fi fost un buton de dislike, i-aș fi dat dislike. Ia să vedem și ăsta, ultimul clip de astăzi este de la Luxoit. Așa, ia să vedem. Nu mai folosi cărbune pentru a prăji chestii. Ok, fair enough. Și ce face? Unlimited fuel. Face ceva de bambu sau de carpet, nu? Da, uite, face fermă de bambus deasupra acolo și voi o să folosiți bambusul ăla ca să prăjiți chestiile înăuntru. E necesar, este bun de ceva chestia aia, vă zic eu, nu faceți chestia aia că e mai complicat. Faceți-vă de carpet, că mi se pare mult mai simplu și ăla de carpet, practic, poți să duplici itemele la infinit, știi? Da, asta zic. Nu știu dacă cât de bun e ăla, mai degrabă aș face cu carpet să prăjească carpetul chestiile pentru mine. Bun, cam asta vă scriu, voi și fete, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu știu, dați și voi like, ne vedeți și ne auzi data viitoare. Să știți că v-am pregătit două clipuri la final de video aici. Duceți-vă și uitați-vă și la următoarele clipuri pe care vi le-am pregătit pe ecran. Ne vedeți și ne auzi data viitoare, hai pa! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.